Domnul Iisus, fratele Andrei, prezbitorul acestei biserici, se gândește la dumneavoastră de ce am rugat să vă spun să stați jos. Romani 8, vreau să vă citesc doar câteva versete. Versete care pentru mine au fost hrană. Versete care sper și îmi doresc la fel de mult să vă ajute. Romani 8, versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau sântrorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biritori prin acela care ne-a iubit. Cât sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Frumoase versete. Uneori nici n-ai nevoie să le explici. Dar știți ce m-am gândit? Când trecem noi prin primejdii, prin foame, prin strâmturare, prin necaz, care este primul lucru la care ne gândim? Știți care? Și o știu foarte bine. Dumnezeu nu mă mai iubește. Dar faptul ce spune apostolul aici spune foarte clar. Faptul că există primejdie, foamete, de strâmturare, necaz și toate lucrurile astea care vin în viața voastră, chiar dacă ele există, știți ce spune apostolul? Nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Faptul că ele există, asta n-are de face cu dragostea lui Dumnezeu. Un psalm foarte, pe care îl știți foarte bine, psalmul 23, spune clar. Poți să treci prin valea umbrei morții, prin locurile cele mai adânci, prin locurile cele mai întunecoase, prin locurile în care de obicei treci singur și nimeni nu este acolo să te ajute. Dar știu că bunul păstor, păstorul cel bun, este cu mine. Vreau să vă spun două lucruri și două lucruri m-au făcut pe mine să mă adapt, să mă hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu nu are de-a face cu necazurile. Și ce spune apostolul îmi place foarte tare. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin metoda. Avem biruință prin acela care ne-a iubit. Și vă citesc un verset și nu trebuie să, doar aș vrea să ne rugăm cu asta în minte. Deci ce vom zice noi, versetul 31, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Sau care e atitudinea noastră pe care trebuie să o avem în fața tuturor acestor lucruri? Sau la ce ar trebui să ne gândim, cu ce ar trebui să ne batem mintea? Și apostolul spune așa de frumos, dacă Dumnezeu este pentru noi, fraților, cine va fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu este pentru tine și nu împotriva ta, cine va fi împotriva ta? Dacă Dumnezeu este aliatul tău, dacă Dumnezeu este scutul, protectorul, apărătorul tău, capitanul tău, domnul tău, cine va putea sta împotriva ta? David spunea, eu și cu Dumnezeu mă arunc împotriva unei oștiri. Lucrurile acestea sunt așa de simple de spus, dar am citit ceva timp în urmă, cu toți ați auzit de fratele Billy Graham, cel mai mare evanghelist al secolului nostru considerat, deși a murit. Vreau să spun că el a avut un coleg la școala de teologie care ceilalți din jur ziceau despre el că este mai bun decât Billy Graham. Era un predicator mai bine văzut, un predicator cu mai mare vervă, un predicator care atunci când vorbea, Dumnezeu îl folosea cu putere. Și ce s-a întâmplat? Omul acesta a văzut pe o revistă o imagine din Africa, o mamă cu un copil care erau subnutriți. Și întrebarea care a răsărit lui în minte a fost ceva de genul, dacă Dumnezeu, care este Dumnezeu atotputernic, lasă să se întâmple aceste lucruri, avem un Dumnezeu iubitor și un Dumnezeu drept? Ceea ce n-a înțeles el și apostolul spune foarte clar, nici sabia, nici strâmtorarea, nici foametea,
nu ar trebui să mă despartă de Dumnezeu. Pentru că știți de ce? Prin toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori. Vă mai repet încă o dată și aș vrea să vă rămână acest verset în minte și cu el aș vrea să ne rugăm. Doamne, dacă Tu ești pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și vreau să vă hrăniți cu gândul acesta. Vi-l împărtășesc ca de la un frate la frate, de la un frate la soră. Dacă Dumnezeu este pentru voi, cine ar putea sta împotriva dumneavoastră? Haideți să ne ridicăm și prin toate aceste lucruri să ne gândim că Dumnezeu ne iubește. Amin.